există în teritoriu în fiecare națiune și cred că noi românii suntem responsabili să identificăm în mod corect care sunt în de peste națiunea noastră. Derek Prince spunea un lucru foarte interesant în rugăciune pentru guvern, în broșura rugăciune pentru guvern. Spunea că de multe ori credincioșii Uh, Cade în ispita de a critica lumea politică, dar tocmai lumea politică, pentru că reprezintă autoritatea cea mai înaltă în, în statul respectiv, din punct de vedere uman. De fapt, lumea politică ilustrează uh, lumea spirituală, ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. Haideți să ne uităm puțin la, la lumea politică din România. Uh, lipsa totală de, de, de bun simț și de respect față de, de președintele, indiferent care este. Am auzit credincioși care au folosit cuvinte la adresa fostului președinte care erau jigniri și îmbibate în lipsa de respect și Dumnezeu nu binecuvântează lucrul acesta. Mai ales că noi, ca poporul Dumnezeu, să, să, să avem un asemenea comportament. De fapt, ce se întâmpla în lumea politică este o reflectare a inimii noastre de uh, poporul lui Dumnezeu. Eu cred că trebuie să, să, să dăm la o parte această uh, întăritură, să, uh, lipsa onorării. Noi nu știm să ne onorăm unii pe alții și autoritatea. Uh, e dificil când trăim și vedem compromis în jurul nostru, vedem uh, nereguli, dar asta e o provocare, e provocare în inimii noastre. Noi, tot timpul când, uh, dacă ne, ne studiem istoria, Atât apropiată, cât și cea îndepărtată. Vedem tot timpul, foarte interesant. Am fost împotriva, împotriva domnitorilor care erau corupți, am aruncat în noroi în ei și, și, în momentul când Dumnezeu ne-a trimis un conducător bun, nici atunci nu ne-a convenit. Și există tot timpul acest, acest raport. Indiferent cine este. Noi uh, nu avem uh, o raportare, vorbesc ca cantăritură legată de poporul român. Și asta se regăsește și în bisericile noastre. Și Dumnezeu zice că rebeliunea, neascultarea, este o formă de vrăjitorie. Dacă e să conectăm cu lumea ocultă. Deci e, e o formă de, de vrăjitorie și nu, nu trebuie să cădem în această ispită. Noi trebuie să, indiferent de lege, da, vedem uh, s-a dat legea cu tare și uh, acționăm, uh, domnule, nu este drept de exemplu, acea taxă auto. Creștin au dat în, judecată statul. Am fost sfătui de creștin să dau în judecată statul pentru că am plătit taxa de timbru sau nu mai știu exact cum să... Așa am eu nu fac așa ceva. Păi, dar este nedrept. Știu că este nedrept. Vreau să vă spun că în timpul lui Iisus, când farisei au venit la, la Domnul Iisus, a zis să dăm cezarului ce ne cere. Și Domnul a zis clar, dați cezarul și al cezarul și lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Birul era o chestiune de dreaptă. Să nu ne înșelăm că taxele pe vremea lui Iisus erau, erau mici, erau foarte mari. Am studiat lucrul acesta să văd taxele din vremea Domnului Iisus. Erau extrem de mari. Trecerea din, către Egipt era extrem de mare. Să plătea pe măgar și comparativ cu prețurile noastre, noi stăm încă bine la, la taxe. Și totuși Isus nu a atăcat sistemul financiar greșit, abuziv din, din vremea lui a zis, dați cezarul cel cezarul și lui Dumnezeu cel lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, indiferent cum este autoritatea, respectați-o. Nero nu era un împărat cum se cade, era și nebun, problemele de epilepsie, a prăjit foarte mulți pocăiți pe vremea aceea, biserica din vremea aceea avea toate motivele să-l defaime și să-l vorbească de rău. Și culmea, exact în perioada aceea, Pavel zice, rugați-vă pentru împărați și spune că cei care sunt puși peste voi sunt puși de Dumnezeu. Avem proverbul acesta, poporul are în conducere pe cine merită da? și cred că are de face cu inima noastră. Mai mult decât să ne rugăm pentru, și eu aș încuraja pe, pe credincioși, mai mult decât să ne rugăm să cadă unul și să vină altul, trebuie să ne rugăm, Doamne, ce este rău în inima noastră de ne trimiți Tu? Pentru că nu zice că Domnul pune în conducerea unii țări cârmuitori că noi ne rugăm. Nu, Domnul îi pune. Și Domnul îi pune ori să ne binecuvânteze, ori ca efect al neascultării noastre. De aceea eu aș îndemna când se mai fac grupe de rugăciune, sau rugăciuni, sau lanțuri de rugăciuni, aș îndemna când nu le convine un președinte sau un prim-ministru, aș îndemna poporul lui Dumnezeu să se roage, Doamne, ce anume este atât de rău în inima noastră că Tu ne dai asemenea oameni?